În câteva zile se dă startul programelor Rabla Classic și Rabla Plus, prin care românii își pot cumpăra mașini noi cu ajutor de la stat. Pentru un autoturism electric, voucherele pornesc de la aproape 10.000 de euro dacă doritorul dă la schimb un autoturism vechi. Programele Rabla Classic și Rabla Plus încep în câteva zile și vin cu o serie de schimbări importante. Românii care vor să-și cumpere o mașină nouă prin acest program pot duce la casat două rable. Dacă ambele sunt mai vechi de 15 ani, atunci ajutorul de la stat ajunge la 12.000 de lei. În banii aceștia sunt incluse primele de casare și ecobonusurile de vechime. Cine vrea o mașină pur electrică va primi din partea statului un ajutor mult mai substanțial, care pleacă de la 46.500 de lei cu o condiție. Trebuie să dea la schimb o rablă. Pentru un autoturism hibrid, statul va acorda un ecotichet și un ecobonus în valoare de 21.500 de lei. Subvenția pentru mașinile verzi poate ajunge până la 51.000 de lei dacă se dau la casat două mașini vechi. Tot ca o noutate, s-a scăzut și vârsta la care o mașină poate fi scoasă din us prin programul Rabla. Trebuie să aibă o vechime de 6 ani și să fie înmatriculată tot de atâta timp în România. Pentru Rabla Classic și Rabla Plus, Ministerul Mediului a alocat un buget de 1,2 miliarde de lei, iar implementarea celor două programe este planificată pe o perioadă de 3 ani.